Astăzi, fraților, o să supraviețuim pe o insulă în Minecraft. Avem această serie în care am supraviețuit pe un bloc, am supraviețuit și pe un chunk, iar acum este momentul să supraviețuim în mijlocul oceanului pe o insulă. Iar dacă vreți să continuăm această miniserie, lasă-ți un like acolo și abonează-te pentru că peste 70% dintre voi nu ați făcut-o. Nu știu de ce. Și bun, fraților, ne spawnăm aici. Ia uite, avem insulica noastră aici. Și bă, insula asta momentan este limitată. Adică vedeți că noi nu putem să plecăm foarte, foarte departe. Dar mai avem corăbii, mai avem alte insule. Insule mai mari, destul de mare, frate. Ia uite și acolo baloni, ești nebun. Și noi, ca să extindem acest border, trebuie să facem achievement-uri. Adică să facem ce vrea Minecraft-ul, achievement-uri. Știți și voi ce înseamnă chestia asta. Primul achievement zice că trebuie să distrugem lemnul. Ok, hai să facem treaba asta, pentru că ar trebui să fie destul de ușoară. Și zice challenge begin has... Hai că begin scrie acolo. Nici să citez, nici engleză nu știu. Da, pe scurt am terminat primul challenge, ia să vedem. Și trebuie să facem aceste advancement-uri. Cum fac eu acolo mâncărica? Ia să vedem ce avem aici. Uuu, salut barbașane, mamă, dar de unde fac eu râs de diamante? Ok, și ești pe o insulă, în mijlocul pustietății, cum ar veni. Și ce ar trebui să fac aici? Uite, mai avem un villager. Uuu, ok. Villagerul ăsta, vezi că ne dă niște chestii interesante. Uite, cel puțin peștii ăștia, pentru emeralde, vezi că nu e rău deloc. Și avem aici și o mini fermă, deci avem deja mâncare, fraților. Hai să replantăm aici cât avem înapoi. Trebuie să găsim și o sursă bună de mâncare. A, și asta chiar e o insulă, dacă vă uitați puțin, deci chiar insulă. Ia ce e aici jos? Da, nu vedem foarte bine pentru că este și shader-ul acesta, ca să se vadă așa mai tropical, mai chestii. Deci de aici pleacă ceva apă, dar eu cred... Țin să cred că pe insula asta se află ceva secret, nu știu, chesturi sau chestii de genul. Dar până le găsim, hai să spargem copăcelul ăsta. Mamă, ne-am rupt și picioarele, e bine. Ok, luăm copăcelul ăsta și cu acest copăcel noi o să ne facem primele unelte. Ar trebui să facem vreo și de un sapling. Bă, mă, uite, diamante. Bă, cum am ochit eu diamantele. Și acolo e un end city? Păi, ești nebun, tare rău harta asta. Hopa! Hopa, ce-am găsit eu aici? Mă, e o peșteră. Mă, ce mișto arată. Avem încă un villager. Și... ok, schelete. Avem iron, avem tot ce trebuie. Păi, hai să ne facem aici unelte. Să luăm și primele noastre resurse, cum ar veni. Challenge miner has been completed. Nice, am făcut și minerul. Deci, noi, practic, te joci cumva și... Faci aceste achievement-uri. Ia uite, luăm aici iron. Avem nevoie și de căul, vă dați seama, da? Iron trebuie să prăjești cu ceva iron-ul respectiv. Luăm și niște cobblestone pentru furnal. Dacă tot am zis că prăjim iron-ul, trebuie să... ia uite căul ăsta unde se ascundea. Ok, am găsit diamante. Cred că sunt cel mai rapide diamante pe care le-am găsit vreodată, sincer. Trebuie să facem pickaxe-ul de iron ca să le luăm. Mamă, și știi ce putem face de mâncare? Mamă, păi facem direct supă, ești nebun. Mâncăm supă direct. Ce are, mă? E bună supa. Așa că o să luăm toate aceste ciuperci, pentru că putem face foarte multe supe. Și ne pregătim să facem rost de diamantele alea. Bam! Și iron, perfect. Mă, mai e ceva pe aici? Mai e, mă, ceva sau nu mai... uite un chest! Old PX! Bă, ce-am găsit, mă, aici? Copper generator, use it on the ground. Mamă, ce-am găsit, frate, aici? Mamă, stai așa că e tare asta. Use it on the ground. Ia, stai așa că e interesant. De zice să folosim pe pământ, ia. Copper generator. Păi și... bă, l-am distrus. Nu mai avem. Hai să facem rost de diamantul ăla, fraților. Facem pickaxe-ul frumos. Și hai să facem rost de diamant. Sper că sunt mai multe. Un diamant și completăm aici frumos asta. Bă, aș lua fiecare minereu, pentru că s-ar putea să fie chiar challenge-uri să luăm minerele acestea. Am văzut aici lapis. Hai să luăm lapisul ăsta, nu știu la ce ne ajută. Ia uite și ce cap ne punem. Doamne, uite-te ce cap am, ești nebun. Nu arată bine. Mamă, se face seară, băieți și fete. Nu prea îmi place chestia asta, pentru că nu avem un pat. Dar uite ce avem, am deblocat aici o insulă. Insula asta care s-ar putea să ne facă rost de un pat. Cum ar fi? Dăm un pat.
Nu ne face rost de un pat, dar vezi că ne face rost de câteva chestii interesante. Și asta e insula noastră, uitați-vă și voi, stăm pe o insuliță de-asta mică. Și am făcut rost de Iron Generator. Ok, nu sună rău. Ar trebui să ne facem și noi pe aici insula asta mai mișto. Pe aici să ne facem chestii. Iron Generator, unde să-l pun, frate? Îl pun aici? Da, merge? Cum merge ăsta? Cum ar trebui să meargă? Cred că iar îl distrug, mai bine nu mai fac nimic la el. Cred că îl trebuie lăsat doar... Ah, uite ce-am găsit! Bro, eu acum am văzut. De ce n-am văzut astea până acum? Bă, și n-avem și noi unde să dormim. O să fie destul de nasol. Opa! Ce-am găsit aici? Kelp? Ce-i ăsta? Coal? Aș cam vrea să am o torță în permanență la mine, să vedem și noi ce se mai întâmplă pe aici, sincer. Și hai să luăm astea de le-am găsit aici. Challenges, welcome. Eu am dat skip peste astea. Bă, și o să-mi pun aici, uite, fix pe semnul ăsta, o să scriu insula, insula lui Sinner. Dacă mai vin pirații, să știe. Dacă vin pirații, bă, să știe, bă, e insula lui Sinner, nu ne băgăm. Și unde pot să pun eu saplingurile astea? Pot să le pun aici? Bine, 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 uite, le punem aici pe... Pe unde apucăm. Vreau să căutăm o bucată de gravel. Poate găsim, pentru că am putea să prăjim mai ușor cu campfire-ul. Bă, dar cred că decât să caut eu un flint, să fac un flint în stil, mai bine fac încă un campfire, dar nu știu cum se face. Nu se face greu, dar nu cred că mai am oak de ăsta. Așa că putem să ne folosim acest bone, să creștem un copăcel. Mamă, cred că am dat pe ăla prost. A crescut! Perfect, perfect, perfect. Hai că facem campfire-ul, să nu ne fie frig. Și o să sparg ăsta, sper să nu dea mâncarea. Perfect. Uite gravel! Bro, uite gravel. Dar n-am știut. Dar facem oricum un campfire că este bun. Campfire. Bam, perfect. Și îl punem aici frumos în mijloc să ne încălzim. Și punem mâncarea să se facă. Unde e mâncărica? Ia uite. Bam, bam. Și o să se facă aici mâncărica. Și uite, avem și pește. Perfect. Și fii atent, stai. Ăsta e suspicious sand. Ia. Ce ne dă? Iron. Bine. Ia. Ne mai dă iron. Mamă, vezi că e forță. Asta? Ce e asta? Coal? Asta e coal. Au, ce mișto se vede aia. Deci vedeți acolo cum se vede. Hai să mai căutăm suspicious sand. Dacă tot e întuneric și nu prea vedem mare lucru, măcar să căutăm și noi pe aici și facem și achievement-uri. Bă, deci din suspicious sand-ul ăsta numai coal am găsit și cât puțin așa iron. Hai că am făcut și o torță fix când a venit ziua. E perfect, e perfect. Am gândit-o mult de tot. Eu tot nu înțeleg cum funcționează căul generatorul ăsta. Ia uite-l pe ăsta. Bă, băiatule, cum ai ajuns tu aici la mine pe insulă? Ești pirat, dă-la. L-am omorât. Și pe ăsta-l omorâm. Trecem cu ace. Opa. Trebuie să luminăm pe aici bine, să nu se spawneze mobi, că e jale dacă se spawnează. Uite, aici putem să venim să pescuim. Interesant. Și să vedem dacă s-a mai deblocat ceva. Acolo puteam să mergem. Acolo nu. Dar cred că acolo putem. Hai să facem o barcă totuși. What? Netherite ingot. Bro, pentru o barcă. Ok, nu mi se pare corect ce se întâmplă aici, dar hai să zicem. Ia să vedem. Bă, Netherite ingot. Și aici ce găsim? Găsim ceva interesant? Ia, spart aici. Ce se întâmplă? Oh! Ok. Nu prea înțeleg mare lucru ce se întâmplă aici. Ok, o să opresc puțin shader-ul, să vedem care e situația, pentru că nu-mi dau seama, nu prea văd foarte, foarte bine. Uite, aici e ceva. E un spawner. Ia uite, gold, copper generator item. Ok. Și ăsta ce e? Nu știu ce e, dar îl spargem. Ia să vedem. Putem să-l spargem, mă gândesc că putem să-l spargem. Haide, mă, bravo. Uite ce-s tu. Ia, că am văzut ce-s tu. Ia, ce găsim aici? Gold, emerald și săgeți. Te spargem și spawnerul ăsta. Nu știu de ce nu funcționează, sincer. Și să spargem aici în lateral ca să ieșim mult mai ușor. Că ieși direct prin apă, e mult mai ok. Dar momentan putem să mergem doar în astea două pe care le-am explorat. Hai să mai dăm o tură așa la border, să vedem, bă, unde suntem aproape, unde suntem departe. Uite, aici suntem foarte aproape de această insulă. Aici suntem aproape de această corabie. Și uite că aici cred că deja putem să mergem sub. Dar ce se întâmplă aici sub? Hai să dăm așa o fugă. Mama, e doar pe jumătate. O să fie greu. Dar nu-i nimica momentan aici.
Deci nu văd absolut nimica. Ne întoarcem la insulița noastră pentru că nu cred că găsim ceva interesant acolo momentan. Avem cupru generator. Hai să-l punem pe aici și avem și emerald generator. Nu știu care-i faza. Cred că trebuia combinate cu ălea. Habar n-am. Păi și am o undiță, fiți atenți. Am undița asta, se numește Lucky Fish Rod, care are doar un item. Deci poți să folosești doar o dată această undiță. Hai să o folosim, să vedem ce ne pică. Dar voiam pe ponton aici frumos. Uite aici e pontonul de pescuit. Și hai să vedem ce ne pică din cea mai OP undiță ever. Dar are doar un singur try. Dacă am ratat, e cam nașpa. Nu o să mai avem după aceea. Să fim atenți, ne concentrăm. Haide, vine pe știucu, vine. Îl simt, e pe acolo și vine. Bă, gen legit, stau de 2 minute și nu trage peștele. N-am băgat mămăliga bine la pește. What? Ce se întâmplă? Nu îmi trage peștele și ăsta dacă îl trag înapoi, mi se sparge undița. Trebuie să aștept. N-am ce să fac, trebuie să aștept. La întrebare e cât aștept? Că dacă nu vine niciodată și eu pierd timpul și stau așa și mă uit la el. Haide mă, fii atent, trag așa, trag normal. Mă duc, încurajez peștele, haide, vino. Păi eu nu pot să cred, n-am puțin niciodată. Hai, tragem, s-a spart. Ok, nu mă așteptam la asta. Uite, aici a venit super repede. Uite-te cât de repede a venit aici, bro. Nu e ok. Efectiv, nu e ok, pentru că aici a venit super, super repede și prima dată n-a venit deloc. Efectiv, mi-a dat țeapă peștele. A știu că e cu lachii, cu dălea. Bă, ce țeapă mi-a luat de la pește. Of. O, vine. Am luat lilipet, bro. Bă, sincer, am cam rămas aici pe insulă. Nu mai am prea multe chestii de făcut. Bă, m-am descurcat destul de bine. Totuși, netherite-ul ăsta de l-am primit. Diamantul, ăsta e cel mai important. Mamă, mi s-a părut că am auzit pe cineva. A deschis ceva. Da, oricum, bă, ne-a descurcat bine, am supraviețuit aici și o seară, fără să dormim, a fost destul de ok. Sper că a bucurat episodul, lăsați un like acolo, nu uitați să vă abonați, eu am fost Inner și v-am pupat. Pa, pa!